Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o instalație care am cumpărat-o de la un magazin din București pentru grădină și se încarcă la soare. Avem și acest băț pe care îl prindem undeva aici și putem să o punem în pământ, iar partea asta de instalație putem să o agățăm în copac sau să o punem, nu știu, pe jos, pe iarbă sau fiecare cum dorește. Nu este scumpă, m-am dat undeva, cred că la 45 de lei pe ea. Este destul de mare, n-am să o desfac acum pentru că sunt singur și nu pot să filmez și să o desfac. Pe spate aici avem un buton de pornit-oprit și aici avem mai multe moduri. De exemplu, roșu, galben, are mai multe culori, dar am să vă prezint când o să fie întuneric. Hai să vedem dacă se prinde. Și acum astupă. Am pus-o undeva la umbră și nu știu dacă se vede, dar se aprinde, vedeți? Are mai multe culori, dar o să vedem mai multe noaptea, după ce se încarcă ea mai bine, să vedem cam cum se vede noaptea. Eu zic că e frumoasă. Și să o întindem să vedem câți metri are. Am instalat-o, am pus-o prin copac, la măr. Am dus-o pe aici, destul de lungă. Așa. Și aparatul de încărcat l-am pus undeva aici, la soare. Mă, o să vedem la noapte cum se vede. E destul de lungă, cred că are vreo 15 metri lungime. Vedem cum o să lumineze la noapte când o să fie întuneric. Așa se văd noaptea aprinse. Vedeți? Foarte frumos. Verde, roz, albastru, portocaliu. Și de aici putem să schimbăm modul. Vedeți? Deci puteți să le faceți cum vreți. Schimbați culoarea. Nu.
O lăsăm așa și venim mai târziu, când e mai întuneric, să vedem cum se vede. Cam așa se vede din îndepărtare. Deci eu zic că merită să vă cumpărați una. Și piticul ăsta e frumos. Are și el o lampă legată de mână. Cam așa se vede pe noapte. Eu zic că arată super frumos. Și cred că ține, cred că până la 2-3 noaptea ține. Eu vă recomand să vă cumpărați și voi, dacă vă plac astfel de luminițe. Pentru că sunt frumoase, nu sunt scumpe și se încarcă la soare. Acei acumulatori au o viață destul de lungă, cel puțin un an de zile. Sunt rezistenți la ploaie, la umiditate, deci nu vă faceți probleme că se strică. Cam așa arată și acum să vă arăt și modurile. Deci uitați, se schimbă, începe să oscileze culorile. Așa rămâne aprinse, iar așa oscilează culorile. Deci așa se schimbă culorile, vedeți? Nu este scumpă, puteți să vă luați și voi când vreți. Este destul de mare, în jur de vreo 15 metri, cred. Eu am pus-o prin într-un piersic, în măr și iar un piersic, am întins-o așa. Posibil ca cu timpul să o mut în altă parte. Dar deocamdată am vrut să o întind să văd cum se vede. Și dacă merită. Prima dată am crezut că e chinezărie, că nu e bună. Dar uite că e bună. E bună și arată bine. Dacă vă interesează, cam așa funcționează. Sper că v-ați făcut și voi o mică idee cum arată o astfel de instalație cu încărcare solară. Oameni buni, sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee și ne auzim la următorul tutorial.